și aceste sărbători sunt în sub auspiciul acesta al pandemiei. E însă îmbucurător și trebuie să spun că am fost personal impresionat de câteva imagini, în special imaginea de la Miercurea Ciuc, acea imagine cu credincioșii care sărbătoresc Paștele, în același timp arată solidaritate și arată responsabilitate. Cred că e un lucru din care avem cu toții de învățat și aș dori să-i felicit pe cei care au organizat și pe cei care au participat. Nu suntem singurii care ne confruntăm cu pandemia și vedem că soluțiile peste tot în lume sunt mai mult sau mai puțin asemănătoare și vedem de asemenea că peste tot soluțiile nu sunt individuale, ci sunt colective. Și lucrul ăsta cred că spune multe. Lucrul ăsta vorbește și despre ziua de astăzi, ziua Paștilor pentru mulți dintre noi. De multe ori salvarea este colectivă, salvarea se găsește doar dacă punem cu toții umărul. Avem astăzi două noi recorduri care nu sunt menite să ne bucure. Primul este cel mai mare număr de infectați cu COVID-19 vorbesc de pacienți internați și de asemenea cel mai mare număr de pacienți internați la ATI cu COVID-19. Sunt 13.714 pacienți internați și 1.456 de pacienți doar la ATI. Cred că va fi nevoie în perioada următoare de un efort personal al fiecăruia dintre noi pentru a ne regăsi cu bine la ieșirea din această pandemie. Ieșire pe care, dacă veți, luminiță, pe care deja o vedem. Prioritățile în această perioadă sunt cât se poate de clare și mi-ar plăcea să le reiterez. Și mi-ar plăcea să le reiterez pentru că în spațiu public există foarte mult zgomot. Există foarte multe păreri și părerile sunt întotdeauna binevenite, atât timp cât nu uităm esențialul. Cred că noi toți suntem de acord că prioritatea zero este salvarea de vieți și limitarea la un minimum a deceselor evitabile. De asemenea, o prioritate este aceea limitării problemelor socioeconomice care derivă din această situație. Acestea sunt prioritățile noastre și o mai spun o dată, cred că e un moment important de solidaritate pentru noi toți. Este un moment în care o mobilizare dificilă și, da, greu de îndurat, e mai mult decât oricând necesară și doar asta ne va putea duce din nou către o normalitate pe care cu toții ne-o dorim. Acest val 3 nu ar trebui să-l judecăm doar prin prisma cifrelor pe care le vedem în fiecare zi. Acest val 3 vine peste valurile anterioare, care au lăsat în urma lor un număr de pacienți în secțiile de terapie intensivă. Acest val 3 vine cu noi pacienți care suplimentează numărul mare deja de internări în secții deja ocupate. Vedem de asemenea o creștere a ratei de transmitere a virusului și observăm de asemenea un număr mare de persoane infectate de la fiecare caz inițial. Mai pe românește vedem familii întregi care vin la spital după puțină vreme de la infectarea primului membru al familiei. În ceea ce privește pacienții cu forme moderate, severe și critice internați în terapie intensivă, se observă scăderea vârstei medie a acestora comparativ cu valurile precedente. De asemenea, vedem apariția acestor forme la pacienți fără comorbidități particulare. Vă amintiți că la începutul crizei, atunci când se vorbea despre un pacient, ne spunea care sunt, erau făcute publice comorbiditățile. Știam că acest virus face rău oamenilor care au deja anumite comorbidități. Ei bine, vedem acum și persoane sănătoase, care nu numai că ajung să fie internate în spital, ci dezvoltă chiar forme grave ale bolii.
Vedem de asemenea copii. Avem în acest moment 167 de copii internați, din care 16 sunt în secția ATI, 2 dintre aceștia sunt intubați. Din totalul pacienților cu forme critice, mai mult de jumătate, mai mult de o treime, îmi cer scuze, sunt pacienți intubați. Asta spre deosebire de începutul pandemiei, când proporția formelor severe și critice era semnificativ mai redusă. Care sunt prioritățile Ministerului Sănătății în aceste condiții? 1. Trebuie să spunem că s-a vorbit des și noi am vorbit des despre locurile la ATI și în general vorbim despre o cifră la nivel național. Ar trebui să, sau aș vrea să subliniez că transportul pacienților pe distanțe mari, transportul pacientului critic, este riscant și aceasta nu este o soluție pe care să o aplicăm paușal. Aceasta este o soluție doar acolo unde nu există alternative. Este extrem de important așadar să folosim la maximum baza materială și resursa umană calificată peste tot acolo unde există. Și efortul nostru merge în aceste zile în special către marile orașe, acolo unde în general există baza materială și resursa umană pentru îngrijirea pacienților. Sunt 3 măsuri asupra cărora ne-am concentrat. Și când spuneam concentrat, vorbesc despre munca colegilor mei, a câtorva pe care îi vedeți în această sală, conduși de dr. Andreea Moldovan, și a managerilor pe care de asemenea, managerilor de spital pe care de asemenea parțial îi vedeți în această sală și îi veți asculta imediat. Prioritățile au fost așa. Prima dată am mers către spitale la care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să apelăm până astăzi. Am mers pentru suplimentarea paturilor. Am mers către spitale cu tradiție în tratamentul bolilor cronice. Am mers către Spitalul Fundeni, către Institutul Clinic Fundeni și avem acolo un număr de 70 de paturi cu oxigen și un număr de 14 paturi de terapie intensivă care sunt fie disponibile, deja fie în pregătire. Am mers către Institutul Oncologic București și l-aveți aici pe managerul domnul dr. Bogdan Tănase și avem un număr de 5 paturi de terapie intensivă și alte 5 paturi pentru terapie acută care sunt disponibile la Institutul Oncologic București. 35 de paturi cu oxigen la Spitalul Colentina, 2 paturi de terapie intensivă la Spitalul Gerota, la Colțea 16 paturi cu oxigen. Avem de asemenea o creștere a numărului de paturi avizate în unitățile mobile, acele unități pe care le găsiți în curți ale spitalelor, cu experiență în tratamentul pacienților COVID-19, precum NASTA, precum Victor Babeș. Vorbim despre o creștere de la 8 la 12 paturi la fiecare mașină și vorbim de asemenea despre creșterea la 45 a paturilor de terapie intensivă de la Spitalul Pantelimon. Domnul manager este de asemenea cu noi aici și vă poate spune mai multe. Începând cu ziua de mâine, vom avea de asemenea 12 paturi în plus la Victor Babeș în București. Aceasta este prima măsură pe care am luat-o în ultimele 48 de ore. A doua este regândirea și optimizarea fluxurilor medicale. Este o măsură în curs și care are două obiective. Unu, reducerea presiunilor de pe UPU. Pe lângă cifrele pe care le vedem în fiecare zi sau la cifrele pe care le vedem în fiecare zi de pacienți internați la terapie intensivă, trebuie să adăugăm pacienți care se află câteodată pentru mai mult decât ar trebui în UPU, în unitățile de primiri urgențe. Și pentru a degreva unitățile de primiri urgențe, vom încerca lărgirea centrelor de evaluare și deschiderea de noi centre de evaluare pentru forme non-severe. Este un efort în care vom fi sprijiniți de Spitalul Monța, de Spitalul Victor Babeș, de Spitalul Județean Ilfov și sperăm de centrul de la Caraiman. Al doilea obiectiv al regândirii și optimizării fluxurilor medicale este acela al regândirii, al redirecționării urgențelor de patologie non-COVID
către alte spitale care până în prezent nu au oferit îngrijire de urgențe. Cu alte cuvinte, anumite spitale de cronici, așa numite spitale de cronici, spitale care, deși au baza materială și baza umană și resursa umană pentru a oferi îngrijire urgențelor, nu au făcut-o întotdeauna. Va trebui un efort, solicităm un efort din partea acestor spitale pentru specialități precum ortopedie, ORL, urologie, chirurgie și așa mai departe. Ne uităm în primul rând la București, dar nu numai. Solicităm de asemenea o implicare mai puternică a rețelelor de spitale MAI, SRI, MAPN, al transporturilor și suntem siguri că vom primi ajutor. De altfel, o bună parte dintre ei s-au implicat deja cât se poate de serios în gestionarea acestei pandemii. A treia măsură este aceea a concentrării, dacă vreți, a tuturor forțelor în perioada următoare pe ceea ce este exigența momentului și anume îngrijirea pacienților cu COVID-19. Asta, da, ar putea să însemne amânarea unor operații elective, unor proceduri elective. Asta ar putea să însemne ca anumite spitale, respectiv anumite secții, anumite resurse, o anumită parte a resurselor umane vor fi concentrate către tratamentul pacienților COVID-19. Evident că asta vine cu un cost. Evident că tot ce am spus astăzi, toate aceste măsuri, vin cu costuri. Costuri care țin, dacă vreți, de nu doar de ceea ce sistemul sanitar face în mod obișnuit, ci ceea ce ci costuri pentru cei care deja au avut de suferit în urma acestei pandemii. Avem o grijă deosebită pentru pacienții non-COVID și de asta în ultimele luni, prin modificarea ordinului 555, și acel ordin care a fost publicat săptămâna trecută, am încercat să definim fluxuri separate pentru îngrijirea pacienților non-COVID peste tot acolo unde a fost posibil. Facem acest lucru în continuare. În același timp, solicitarea noastră către toate spitalele este de a contribui la acest efort masiv pentru a putea gestiona acest ultim val, sperăm, sau acest ultim val care va pune o astfel de presiune asupra sistemului medical. În ultimul rând, aș vrea să subliniez că sistemul medical nu poate duce pe umerii săi singur toată povara pandemiei. La fel ca în celelalte țări care au fost copleșite de explozia numărului de cazuri grave, ne confruntăm cu limite. Și limitele țin nu atât de investiții, nu atât de resursa financiară, cât în special de resursa umană. Mai pe românește, nu putem să tragem la infinit de aceiași oameni. Mai pe românește, avem nevoie de ajutorul fiecăruia dintre dumneavoastră. Avem nevoie să evitați aglomerările, avem nevoie să purtați masca, avem nevoie să rămâneți în casă, dacă nu este esențial să ieșiți. Avem nevoie de măsuri de igienă, precum spălarea mâinilor și, mai presus de toate, avem nevoie ca oamenii să se vaccineze. Avem cu toții nevoie de vaccinare a unei părți cât mai mari a populației în perioada imediat următoare. Am avut o discuție, evident, cu toți cei care pot lua decizii în statul român. Am avut de asemenea discuții cu Comitetul Național de Coordonare a Vaccinării. Am cerut accelerarea ritmului de vaccinare. Vom avea în perioada imediat următoare destule vaccinuri pentru toată lumea. Prin respectarea măsurilor de protecție, câștigăm timp pentru vaccinare. Și dacă vom reuși să ne vaccinăm, vom avea într-un termen relativ scurt
de o lună și jumătate, două, un număr semnificativ de oameni care fie au trecut prin boală, fie au fost vaccinați și asta va însemna că acesta va fi fost ultimul val care să necesite un anumit nivel de restricții, dacă vreți, de măsuri de protecție și toate celelalte lucruri pe care niciunul dintre noi nu le îndrăgește, da, care sunt necesare pentru a respecta ceea ce spuneam mai devreme. Prioritatea zero, aceea de a salva vieți. Intrăm într-o perioadă și s-ar putea să vorbim chiar de perioada între Paștele Catolic și Paștele Ortodox, o perioadă care probabil că ne va arăta sau va fi proba unei generații, la fel cum, dacă vreți, bunicii noștri au fost și au dat proba generației în al doilea război mondial, la fel cum o generație întreagă a fost impactată de ceea ce s-a întâmplat la Revoluție, la fel, în perioada următoare vom ști cât de solidă, vom vedea cât de solidari, cât de responsabili putem să fim. Și dacă ne uităm, dacă vreți să ne uităm la cifre, cu un comportament responsabil putem salva în perioada următoare mai mulți oameni decât au decedat la Revoluție. Cu un comportament responsabil putem depăși o pandemie care ne costă pe noi toți, nu numai pe cei care se îmbolnăvesc, ci și pe cei care trebuie să aștepte să primească tratamentul medical de care au nevoie și pe cei care trebuie să respecte restricții și pe toată lumea. Pentru toată lumea sunt costuri semnificative. Avem șansa să trecem peste această pandemie dacă punem cu toții umărul.